Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el, ce este scris în lege, cum citește-mea? Iar el răspunzând a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a zis, drept ai răspuns la aceasta și vei fi viu. Dar voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus ce vinde suferințele cele nelungate care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor. Cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să pierde. Deci tu, Doamne, în legea cea veche ai înălui păcătoșilor pocăință. Pe cum îi da ei și minivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia. Încă și în timpul venirii tale în trup, n-ai chemat pe cei drept, ci pe cei păcătoși. Tare și învierii Domnului să ne rugăm, Doamne miluie. Care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie închid. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capetele celor care au venit la tine cu credință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor. Și pun mâna ta cea puternică și tare, ce s-a află în această Sfântă Evanghelie, pe care părinți și cei împreună cu mine, o țin deschisă peste capetele celor care sunt în față, dar și pentru toți cei care au fost sunt și vor fi pomeniți, și pentru toți cei care zac un pic în spitale și în casă. Să vă rugăm. Amin. 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 Domnul să vă fie sprijinul tău. Amin. Domnul ca un bun milostiv și iubitor de oameni să vă dea iertare și și acest hare să da și nouă slujitorii noștri. Să vă tămăduiască pe voi pe toți.
de toată boala sufletească și dupească. Să vă dăruiască bisericii sale, întrece în fii sănătoși și îndelungați în zile, bine undeci împlinind poruncile lui Dumnezeu, îndeci grecilor, amin, să fii sănătoși. Binecuvântați, Sfinți, Sfinți și Nelegați, noi păcătoși! Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate, să vă dăruiască, totdeauna, acum și pururea, și-n veci, de ei. Binecuvântați, Sfinți, 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 spre tine o pune, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi, sub sfânta acoperământul tău. Ești, Doamne, poporul tău și bine. Să ne întâlnim în rugăciune pe dealul Hadâmbului, dealul mare al Iașului. Din pericopa evanghelică de astăzi, reținem un lucru deosebit, și anume un tânăr vine la Mântuitorul. Mântuitorul spune, după ce și-a exprimat dorința de a se desăvârși, că se împlinească poruncile. Și a spus, pe toate acestea le împlinesc încă din copilărie. Ce sesizăm aici? Sesizăm trei lucruri. Mai întâi, fiecare om are dorința aceasta de desăvârșire, de înălțare. Și atunci noi când venim la Hadâmbu, nu rămânem numai picioarele aici pe teat. Ne înălțăm prin rugăciuni și rugăciunile pe care le rostește atât de frumos prea Sfințitul, ne mângâie și sufletul, ne întărește inima și în același timp ne ajută ca să trecem mai ușor peste greutățile vieții. În lume necazuri veți avea, spune Mântuitorul. Și iată că, întâlnindu-ne cu, în rugăciune, putem să trecem mai ușor peste aceste greutăți. Deci nu rămânem când ne urcăm pe dealul Hadâmbului, numai la nivelul dealului. Urcăm prin rugăciune, fiecare după cât poate. Sfântul Vasile cel Mare spune că în calea spre Dumnezeu, sufletele se urcă atât cât poate fiecare dintre noi, cât depune efort, cât depune această străduință ca să se înalțe. Harul lui Dumnezeu e la toți la fel. A vorbit Părinte Profesor pentru toți cei din Sfântul Altar, inclusiv pentru mine. Țin să mulțumesc milostivului Dumnezeu pentru această mare binecuvântare, atât pentru oștia Sfinte noastre mănăstiri, cât și pentru frăție voastre și prezenți care cu mult drag veniți de fiecare dată, cu multă râvnă și evlavie. Cei care ați venit și ați poposit astă noapte, cei care ați venit în seara aceasta, este o mare binecuvântare pentru noi toți, iubiți credincioși. Ne aflăm în postul nașterii Domnului și iată că Preasfințitul Părinte Episcop reușește de fiecare dată să mențină această frumoasă rânduială. Pe această cale vă mulțumesc, Preasfinția voastră, pentru binecuvântările arhierești, pentru cuvântul de învățătură rostit nouă tuturor, de folos ne este nouă tuturor, pentru sănătatea trupească și sufletească, vă mulțumim de inimă, Hristos, Dumnezeu să vă răsplătească, mulțumim tuturor părinților slujitori de împreună rugători, mulțumim Părintelui Protopop, părinților profesori, părinților consilieri și la toți părinții care sunt și au fost prezenți de fiecare dată la această mare taină a Sfântului Maslu, o mare bucurie, aș putea spune, pentru noi toți și vă pot da pildă la fiecare, mă refer la pelerinii care venind să atâta distanță din toate colțurile țării, aș putea spune, cu câtă râvnă și credință așteptați această mare zi binecuvântată, să vă fie de folos, iubiți în fiecare, și cei care nu o să ne întâlnim, sărbători fericite și frumoase, binecuvântate, cu blagoslovenia Preasfințitului Părinte Episcop Calinic Botoșeneanu, vă putem anunța că următorul Sfântul Maslu, precum bine știți în fiecare post de două ori, va fi pe 16 decembrie la ora 16, la ora 4. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem cu bine cu toți. Doamne ajută! Hai bine să spunem necazuri care mai avem.
maicuță,